învățat până acum din această pandemie? Unde ar trebui să investească statul? Poate în numărul personalului medical, poate în infrastructura medicală. Cum vedeți dumneavoastră lucrurile? Da, a fost un examen pentru toată lumea, nu doar pentru noi, pentru întreaga lume. Eu vreau să vă spun că noi am trecut destul de bine acest examen. Mă așteptam să fie mult mai rău, dat fiind infrastructura medicală din România. Ne-a arătat punctele noastre slabe, ne-a arătat ce avem de făcut pe viitor, cum trebuie să ne organizăm. Din punctul meu de vedere, infrastructura medicală va fi domeniul de viitor. Va trebui să facem o prioritate națională acest domeniu, să construim spitale noi, spitale care au circuite la nivelul anului 2022. Știți bine că sunt foarte puține spitale noi construite în România după 1990. Acestea nu mai corespund din niciun punct de vedere epidemiologic. Au circuite din anii 70-80. Mai mult sunt spitale cum este cazul Spitalului Clinic Colentina, care sunt clădiri vechi din anii 50-60. Va trebui să, repet, să avem infrastructură nouă, să dotăm foarte bine spitalele, deși la acest capitol, în momentul de față, vă spun cu una pe inimă că stăm foarte bine, sau destul de bine, nu foarte bine, întotdeauna e loc de mai bine. Și cel mai important este să ne protejăm resursa umană. Aici am avut cele mai mari probleme în această pandemie. Ne-am confruntat cu lipsa resursei umane. Sunt anumite specialități care cărora trebuie să le acordăm o atenție mai mare pe viitor, cum este pneumologia, cum este terapia intensivă, cum sunt bolile infecțioase. Aceste trei specialități au fost în prima linie, să zic așa, în această perioadă, în lupta împotriva acestui virus. Trebuie să creăm centre de excelență în centrele universitare. Sunt foarte multe lucruri care trebuie să făcute în viitor pentru a face față unor viitoare astfel de situații.